Da, este ea, se vede bine aici. Da, da, da. Mulțumesc mult că ați venit. Cum spuneam și pe lângă alte zile dinainte, a fost un vis. Nu o să-i fac cartă, probabil, dar să lucrez cu copiii. Lucruri frumoase, lucruri adevărate, lucruri care pe lor le-ar îmbogăți foarte mult imaginația universului. Și am plecat la drum cu o galerie atelier. Știind de existența altor galerii din experiență din așa, m-am gândit că dacă aș face o galerie atelier, ar fi minunat pentru copil să lucrezi, să lucrez eu cu el, să-l învăț, să dau din ce știu eu, să dau și lor. Și să-l și expunem totodată. Trebuie să îi formăm, dar trebuie să îi și promovăm. De aici a venit ideea unui spațiu, nu știu, nu cred că e special amenajat încă. În curând o să fie, cred că m-am uitat la nicio cameră până acum, nu mai. Ce să vă mai zic, nu știu, e un moment minunat, am emoții cât blocul ăsta până sus. Sper că am reușit să adun artiști valoroși, să arăt romanii cum se poate. O altă dorință a fost să îmbogățim puțin pietonalul ăsta, că prea e staționar așa. Îmi propun ca pe perioada verii, pe sezonul cald, să ies cu copiii să expun în pietonal. Am un proiect pentru 1 iunie, deocamdată l-am mai zis la un moment, dar aș vrea să țin secret, o chestie inedită pentru roman, legat de numele, chiar de numele galeriei. De ce Olofan? De ce nu zidul de art? Nu mai știu mai cum o să fac. Nu știu. M-am gândit la un moment dat că aș putea să promovez ușor în afară. Ei, în limba engleză fiind internațională, ar fi mai lejer. Ar fi sunat frumos și zidul de artă. Aș vrea să fac din arta, nu știu, din frumos, aș vrea să fac un zid care să nu ne tragă înapoi, ci tot să fie scut și tot să înaintăm, că parcă după atât de vreme cam stăm. Și să fie de neclintit. Cum credeți că va fi acest proiect? După câte am văzut, cu foarte mare plăcere și interes, cu vorba doamnei, îmi pare rău că nu am reușit să finalizez cu fațada, cu tot. Poate am dat prea pe repede înainte, dar reacția e super. Sunt super încântat de reacția romanică. Despre câți copii? Nu știu, nu pot vorbi despre un număr anume. Ar putea fi și 2, ar putea fi și 100. Important e să ne facem timp, important e să învățăm ceva, important e să îi aducem pe un drum, nu știu, care sper eu, spre frumos. De fapt, ăsta e spre frumos, spre corect, și am zis-o de multe ori, noi ar trebui să fim corecți. Dacă am fi corecți și cu bun simț, am ajunge departe. Bun simț la modul general, nu politic. Nu știu ce spune. Totul împătat, totul încerc și simplu. Ce să vă mai zic? Am căutat să abordez și o temă nouă în roman, desene de arhitectură. Probabil pe asta o să mă axez. Sunt mulți copii care vor să dea la arhitectură, dar desenul de liceu nici pe departe nu este pentru arhitectură. Am predat în școală un an, cu Asociația de Arhitectura, am predat arhitectura, am fost voluntar. Am rămas super uimit de curajul copiilor și dorința lor de a experimenta
altceva, cu lume, cu căsuțe. Îmi propun să fac cu ei machete, îmi propun să fac desene de arhitectură, îmi propun să adun din prieteni și am foarte mult, după câte am văzut până acum, m-au ajutat foarte mult pentru organizarea acestui expoziții, să învățăm și acuarelă, și ulei, și grafică. Aș mai dori să mai fac și de curs de engleză, poate, de muzică, în funcție de oportunități, nu știu cum, cum pot aduna mai mulți, mai multe ajutoare. Asociația Olofar, care stă să iasă, sunt depuse actele, tavan lucrul o să-l fac. Să promovăm cultura, să promovăm învățătura, să promovăm arta, să promovăm bunul sens. De fapt, cum am zis. Vorbiți mult de lume, dar unde se poate desfășura? Care încotro. Noi să le diriguim cumva. Eu o să încerc să mă țin de promisiunea asta cât pot. Cât pot, copiii mici foarte dragi. Plec de la ei mei, fără nicio jenă, o spun. Și aș vrea să adun cât mai mulți. Aș vrea să urmăresc asociația la cât mai mulți membri. Mi-aș dori să avem 5 școli să predau. Probabil trebuia să fac un curs de psihopedagogie, după cât am înțeles. O să-l fac și pe asta. Nu știu, cât mă țin curele, o să fac. Cât nu o să mă țină, nu o să fac. Dar eu sper că o să fac, cu siguranță, că am văzut că există dorință și există, nu știu cum, așa un lipici. Tot ce s-a întâmplat cu galeria asta și cu toată munca s-o aduc până aici, a fost cu ajutor. Deci înseamnă că trebuie până la capăt. Wow, ce onoare de venit! Hai, ia-l mi-a luat de acolo. Am luat eu asta, o să ține eu. Doamne ajută! Doamne ajută! Hai! Doamne ajută! Sănătate, bag aici, forjăcuța așa. Păi a mea nu taie, băi, care mi-ați dat-o? E de la domnul Sulte și el e cu colacetul. Am umplut tot de așa. Crești mare, ce tu? Iti ce mi-e frumoasă, mai este una acasă. Era prea mic. Lui ei să-i arăți pur. Vezi tu când îmi vreau toată lumea de-a, da? A? Era aici. Bună seara! Vă mulțumesc din suflet că ați venit astă seară, dar nu știu ce stați așa de parte că... Presa! A terminat presa! Haideți și de dincolo, că încăpăm. Suntem cei buni în capul rând. Aia de la început. Mulțumesc mult că ați venit. Mulțumesc mult Dumnezeu că m-a ajutat să finalizez cât de cât acest proiect. O să dau cuvântul domnului deputat Laurențiu Leureanu să ne spună câteva cuvinte despre ce crede dumnealui. E mai bine. Ce cred de eu? Ce cred eu? Da. În legătură cu subiectul din această seară. Cu siguranță. Sărut mâna, bună seara tuturor. Bine te-am găsit, Iulian, și în acest moment important, cred că, pentru viața ta, pentru familia ta, pentru cariera ta. Te felicit pentru că știu că mereu ai tins către anumite lucruri mai puțin cunoscute celor din lumea cea de toate zilele și mereu ai tins către anumite sfere pentru mulți intangibile. Știu că ai avut mereu planuri și vise. Iată unul din ele astăzi se realizează. Mă bucur că cu ani în urmă am putut să fiu unul din cei care te-am descoperit într-un moment al vieții și am putut să creionăm o traiectorie împreună. Iată că din această traiectorie astăzi se nasc și alte ramuri care înverzesc, care înfloresc frumos. Te felicit pentru această idee și pentru acest gând. Mă bucur că am putut să fiu unul din primii
sfătuitor, unul din primii oameni cu care ai împărtășit această idee și că am putut să-ți sprijin această idee, este un lucru foarte frumos, pentru că până la urmă tot ce ține de artă bucură sufletul, bucură inima, bucură mintea. Iată că în acest moment cu toții ne putem bucura de un episod al unui serial pe care tu îl pregătești. Episodul pilot, da. Pe care tu îl pregătești, acest serial, cu foarte multă trudă și cu foarte multă imaginație. Ne bucurăm că astăzi sunt mulți prieteni, multe cunoștințe, mulți romașcani și nu numai, care au venit în acest moment important pentru tine, dar și pentru noi toți. Pentru că eu cred că este nevoie de așa ceva în Roman, care pe lângă celelalte centre din care radiază industrie, economie, comerț, cultură, iată și un centru de artă, de această dată artă plastică, de care se simțea nevoia și iată că astăzi începe să respire. Te felicit și îți urez mult succes în tot ceea ce vei demara ca și proiecte pe mai departe. Fie ca acest loc să nască mereu lucruri frumoase de care să ne bucurăm toți și care să aducă în fața tuturor celor iubitori de frumos opere cât mai pe placul fiecăruia, care să lumineze, dacă vrei, spiritul și sufletul fiecăruia dintre noi. Încă o dată te felicit, îți urez mult succes, să dea bunul Dumnezeu de aici încolo să ai multă inspirație, dar în același timp și multă susținere care să-ți creeze pe urmă abnegație. Succes și Doamne ajută! Vreau să spun ceva, dar emoțiile sunt atât de mari, de numai. Într-adevăr, domnul deputat m-a agățat așa din lumea mea și am reușit să, împreună să facem foarte multe lucruri frumoase pentru orașul ăsta. Putem face și de acum încolo cu atât mai multe și îi mulțumesc din tot sufletul că datorită lui am ajuns aici. Nu, am contribuit și eu, nu datorită. Așa e. Îi dau cuvântul domnului primar Lucian Micu, care de asemenea m-a sprijinit în acest demers foarte mult. Da, bună seara tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru această invitație și vreau să vă spun că este o mare onoare pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră. După ce ieri am mai participat la o expoziție, astăzi am o deosebită plăcere să mă aflu aici la deschiderea acestei noi galerii de artă. Și pot spune că anul a început sub cele mai bune auspicii. Pe Ilean Negru îl cunosc de ani buni. Suntem colegi la Primăria Roman. Și știu despre el că nu caracterizează munca. Nu caracterizează munca fără pasiune. De aceea mă bucur foarte mult pentru el că a reușit, prin forțe proprii, să-și realizeze acest vis. Pentru municipiul Roman este un mare câștig inaugurarea acestui nou spațiu pentru artă și de aceea vreau să te felicit și eu și să-ți mulțumesc. Îți doresc și ție ca pragul galeriei Wall of Art să fie trecut de cât mai mulți oameni care sunt dornici la cunoaștere. Pentru care îți doresc mult succes în activitatea în care ai mulțumesc. Mulțumesc! Care sunt dornici a cunoaște și care sunt dornici și a cumpăra. Da, cu atât mai că arta nu se poate ține și nu se poate face fără bani. Cu siguranță. De ce unul fapt? Primul gând a fost chiar un zid care să ne determine să nu dăm înapoi. Să mergem înainte, să câștigăm teren, zidul trage după noi, câștigăm teren din nou. Și acest lucru, cred eu, că este pentru viitor.
acest proiect este într-adevăr pentru viitor. Îmi doresc să adun aici copii, să învăț din ce știu eu, puținul care îl știu, dar vreau să împărtășesc. Îmi doresc să atrag în jurul meu persoane care vor să facă același lucru. De aceea am lansat o asociație care se va numi chiar Olofart, cu care sper să ajungem departe. Și cred că vom reuși. Susținerea este bună voință să fie. Și putere de muncă și sănătate. De ce de la lumină la culoare? M-am chinuit mult să-i dau numele expoziției, dar l-am scos până la urmă. Consider că tot ce este în jurul nostru, în mod deosebit ce este aici, pe semestele galeriei, este munca lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă lumina. Lumina este al creației din culoare. Prin prisma noastră, lumina ajunge colorată. Leona. Descompusă. Descompusă, că aici era marea problemă. Pe aceste simete și vă încântă, sper să fie un lucru înălțător așa pentru această seară. Lucrul ăsta mi l-am dorit, să fie înălțător. Să plecăm acasă fericiți, că am văzut operele artiștilor și sunt eu câțiva care îi spun aici. Îmi doresc același lucru și pe mai departe, o să caut să țin cât mai aproape de artiști, o să caut să fac cât mai multe evenimente. O să caut ca acest pietonal să devină animat în mod deosebit cu copii. Nu știu, aici sunt lucruri de gândit foarte bine și de pus în practică. Ideea am, sper să fac față. Sper să fac față. Asta e cel mai important lucru. Mi-ar plăcea să te văd când e vremea frumoasă, în cealaltă parte a pietonalului, când vom reuși să-l inaugurăm tronsonul 4, acolo unde va fi și o fântână artiziană și un amfiteatru frumos, înconjurat de copii, cu un șef alert afară, într-un centru de artă, într-un club al copiilor, pentru a deschide în natură mintea, sufletul spre lumină și culoare. Mi-ar plăcea să văd asta. Cu siguranță o să vedeți. Cu siguranță și asta este o promisiune. Când promit, de orice mă țin de promisiune. Și o să fac lucrul ăsta. Chiar aveam un plan să aduc multe expoziții în acest pietonal. Am un proiect super pentru 1 iunie. Nu o să-l dezvolui acum, dar o să vă bucure enorm. Sunt convins. O să am nevoie și de sprijinul autorităților, dar o să rezolv. O să-i dau acum cuvântul doamnei director a Muzeului de Artă Roman, Mihaela Ciobanu, să vorbească, nu știu dacă ați văzut pe afiș, există o colaborare. Primăria Roman, Muzeul de Artă Roman și anumite firme, anumite asociații care le-ați văzut. Colaborarea cu Muzeul de Artă a fost foarte fructoasă. Seara la 9 și ceva au plecat și ei acasă după ce m-au ajutat să pun tablouri. Îi mulțumesc în suflet. Fără ei nu puteam. Deci chiar fără ei nu puteam. Cu multă plăcere. A fost o surpriză, zic eu, așteptată. Pentru că, așa cum deja s-a spus și cei care sunteți aici, sigur îl cunoașteți, și eu la fel îl cunosc pe Iulian de peste 10 ani și la fel l-am văzut. Un visător, un răzbătător, un luptător și mai ales un pasionat. Și iată că în seara aceasta și împlinește un vis, un mare vis. Noi de mult vorbim, trecea des pe la muzeu și vorbeam despre așa ceva. Nu și împlinește doar un vis, ci împlinește o dorință a mașcanilor, o dorință a celorui iubitor de artă. Și mai ales în momentul acesta era absolut necesar. Iar titlul acestei galerii, numele, este extraordinar, Zidul Artei. Eu îmi doresc să fie cu adevărat un zid al artei, un zid pentru promovarea talentului și a creativității, a talentelor adevărate. Și formare. Și formare mai ales. Și cum spuneam că acest vis este al tuturor, celor iubitor de artă. Este necesar un astfel de spațiu și mai ales că vine din partea unui om atât de pasionat. Rar am întâlnit un tânăr atât de pasionat ca Iulian.
Întotdeauna tot ceea ce făceam, tot ceea ce spunea, avea o pasiune extraordinară. Și întotdeauna când avem o asemenea pasiune, cu siguranță lucrurile ne vor reuși, vom izbândi. Îl felicit și eu pe Iulian, îl asigur de colaborarea cu Muzeul de Artă din Roman și întotdeauna îl vom sprijini. Ne bucurăm că am reușit și de data aceasta la inaugurare, la această primă ediție, să oferim un zid al artei cu totul aparte. Aș aminti doar câteva artiști care au avut curajul în această seară să fie alături de noi, de Iulian și de Muzeul de Artă până la urmă și de artă. Aș începe cu domnul Mihai Olteanu, un curaj extraordinar și, cum știm, o forță artistică în Roman. Recent a avut o personală la Muzeul de Artă, cât de curând va avea o nouă personală la fel de mare, la Pașcani, iarăși un oraș mititor, dar iubitor de artă și de frumos. Aș continua cu domnul Viorel Maxim, iarăși un curajos și care anul acesta va avea o personală la Muzeul de Artă, la așteptăm cu mare, mare drag. Aș continua cu domnul profesor Cori, mai timid așa din fire, dar cu lucrări extraordinare și care în seara aceasta a avut în sfârșit curajul de a expune. Pentru că noi de mult îl așteptăm la muzeu, ne trece pragul în vizită, dar iată că în această seară aici, la zidul Artei, a avut curajul să expună. Îl felicit și îl așteptăm în continuare, în ofeții. Domnul Alexandru Panato, un alt timid, aș spune eu, pentru că la fel evită expunerile, dar lumea, în special lumea, publicul romașcan iubitor de altă, îl cunoaște, îl apreciază și îl așteaptă pesimezile unei galerii, iată aici, în seara aceasta și, de ce nu, și pesimezile Muzeului de Artă Roman, oricând ușa este deschisă. L-aș saluta cu mare, mare drag pe prietenul nostru de la Piatra Neamț, Mircea Răzvan Ceacuru, care așa, într-un moment extraordinar, aseară a trecut aici, ne-a prins în vârtejul așa muncii, cum s-ar spune, i-a plăcut, iar astăzi pe la unul ne-a sunat. Vin și eu, că mi-a plăcut. Și iată că a venit și a venit cu două portrete extraordinare regelor. Mihai, sigur, l-a sesizat acolo. Aș continua cu mai tineri artiști și asta este un lucru extraordinar, zic eu, să sprijinim tinerii artiști. Mai ales. Trebuie sprijiniți. Dacă nu este cine să-i sprijine, ce facem? Unde-i lăsăm? Se pierd, da? Trebuie sprijiniți și mai ales pentru tineri artiști, le-aș da un sfat. Au două datorii importante. Să lucreze și să expună. Și mai ales un al treilea, și iată un al treilea, pentru că m-am gândit acum, să-și urmeze propriul drum. Și iar mi-am amintit acum că anul acesta este anul Brâncuș. Se trece 60 de ani de la moartea lui Brâncuș și chiar cu această ocazie am să vă invit la Muzeul de Artă duminică, la ora 11, când lansăm un proiect pe urmele lui Brâncuș și preună cu Clubul Copilor din Roman, cu o coordonatoră, doamna profesor dr. Monica Degar, cu lucrări realizate de copii. Este un proiect care va ține până în luna iunie, va fi deschis. Și mi-am amintit de un episod din viața lui Brâncuș. Când marele sculptor Rodan l-a auzit de el, l-a invitat să lucreze în atelierul lui. Brâncuș a gândit sănătos, așa cum gândește un român de-al nostru. Sub umbra unui copac mare nu crește nimic. S-a dus, a învățat de la Rodan ce a avut nevoie, dar și-a urmat propriul drum. Și acum este cunoscut în toată lumea simplu, Brâncuș. Așa că tineri artiști, dragii noștri, tineri artiști, viitorul Artei, urmați-vă propriul drum. Învățați de la cei deja consacrați, cei care și-au propriul drum și căutați-vă calea și să aveți curajul să mergeți mai departe și să expuneți. Aș continua, spuneam cu tinerii, da? Doina Diaconu, nume tânăr pe simezele Artei romașcane. A venit în forță acum vreo 3 ani și iată că acum se prezintă extraordinar cu câteva naturi statice și portrete. Aș continua cu Dana Șoiman, care anul trecut a avut o expoziție inedită în țară, portrete în pictură ale lui Sergiu Celibidache. Au mai fost expoziții în țară, dar cu fotografii ale lui Sergiu Celibidache. De data aceasta, Dana a avut curajul să aducă în pictură. Alexandra Maiakovski, clar un nume deja,
și se vede clar că începe să-și găsească calea. Succes și te așteptăm cu personală cât de curând. Știu că lucrezi intens, cu grijă, dar cu siguranță ți-ai ales lucrul. Și aici e la Lază, un nume deja cunoscut, din familie, aș spune. Anul trecut chiar am participat, mulți dintre noi, la lansarea unei cărți a Irinei și la o mini-expoziție. Iată câteva nume pe care astăzi le admirăm și mai ales admirăm ceea ce spun picturile lor, creațiile lor. Că se știe, artiști poate ar trebui să vorbească mai puțin și să spună cuvântele lor mai multe. Mulțumesc și urez succes lui Iulian. Mulțumesc. Și vă așteptăm cu drag la zidul Artei. Vă te dau doamnei interesală pentru șu, care ne este atât de dragă și pe cât de dragă ne este, o chinuie puțin, dar... A venit de dragul lui, era un studiu batic la liceul romanul, la liceul 2, dar foarte inteligent. Nu știu dacă doamna profesoriță a fost profesor doamna Loreanu. Așa, foarte inteligent. Și-l cunosc de atunci. Și nu am putut să-l refuz. Este într-adevăr zidul Arti, un zid spiritual. Este într-adevăr o mare bucurie și pentru oraș, dar pentru familia negru. Negru acest nume e predestinat de culoare, de non-culoare. Știam, am lumea am zis. Nu în culoare, ca să fiu mai exact, dar generatoare de ton. Păi mai om de știință, profesor de fizică, de matematică și de fizică, tot foarte bine. Așa, generatoare de ton, nu știu, generatoare, cum ați spus, de multe proiecte. De negru acesta, zicea domnul Marc, negru acesta este, de, nu știi ce surpriză a spus, da. Culoarea negru. Și trebuie să ne așteptăm cu cea, dar lucruri foarte, foarte bune. Am văzut, aici se întâlnesc, foarte mulți pictori. Sunt cu doar de bine talentați, imediat să rezolv vocea. Și mă gândeam că se văd influențe, benefice, din foarte multe curente culturale. În pictură, doar în pictură așa direct de se schimbă curente, nu știu, chiar e o idee pe care am să o profundez acum, n-am aprofundat, poate mai mult ca celelalte articuri, dacă ne gândim. Curente care cică apar în povinta celor, le leagă pe celelalte, dar ele își trag seva din precedentele. Că dacă ne gândim numai la secolul trecut și lor, naviști, pașiști, apoi fori, cubiști, apropo, s-au văzut niște, i-am văzut, ați admirat repiste pe sală, cât de amintesc curentele acestea, niște tablouri cubiste, foarte, foarte interesante. Așa, cubiști, futuriști, expresioniști, suprarealiști, abstracții din acolo, naivi. Toate acestea. Acum am văzut ce este gestualismul. Gestualismul și minimalismul. Ne gândim. Domnul primar, vă rămân îndatorată. Mulțumesc foarte mult. Vocea dumneavoastră e foarte importantă în acest moment. Domnul deputat, mă să rămână. Vocea dumneavoastră este și mai importantă la nivel de țară. Mulțumesc. Și toți avem nevoie de apă, de seva vieții. Vreau să aveți plin această seva. Mulțumesc. Și de pe o parte, arta psihedelică, nu mai spune. Așa, gestualismul. Am văzut de cine e numerat, că le știți. Nu vreau să arăt le știți, le știm toți. Dar o să vedeți pe parcurs că se ivesc ecouri. Cum am zis, foarte bine venite. De asemenea, mai observ, uitați-vă, s-au încercat fel. Vin de expăzim cu compoziții, cu muturi, peisaje, portrete și natură moartă. Apropo de natură moartă, am să vă spun un scurt poveste cu natură moartă. Într-un legat unde regele murise deja de un an, regina se hotărăște totuși să dea un bal. Și înainte de începerea balului, i-a invitat pe distinși oaspeți, regi, regine, să-i viziteze colecția de artă, tablouri vechi, tablouri de epocă, dar toți au rămas fascinați în fața unui tablou mai nou, o natură moartă. Ce reprezenta ea? O cutie cu un stilet al regelui și o cutie sau niște casete unde ținea auritul, bineînțeles, bijuteriile. Dintr-una ieșea un șerat de perle. Când priveau toți, când admirau acest tablou, o rază rătăcită de soare s-o crește pe perlă și în momentul acela apare o picătură de sânge. Stupoare, spaimă, consternare, un paș strigă sângele regelui, în sfârșit. Acum să mă întrebați să întâmplă de parte, pentru că n-am gândit povestea. Eu am gândit-o numai până aici, ca să... Nu, nu spun să mai departe ca să scriez, să putem cumpăra carnea sau plăc finală.
Am avut nevoie de o metaforă, am avut nevoie de un simbol. Ce am vrut să spun, ce încerc să spun? Că arta poate crea o realitate. Să știți, poate scoate la iveală adevărul. Arta este magică. De ce să nu admitem că arta are tainele ei? Ia uitați-vă, de fapt tot ce ne imaginăm poate fi materializat, poate fi real. O realitate virtuală poate să se transforme în ceea ce numim noi altă realitate. Pentru că toți suntem vibrații, nu-i așa? Vibrații. Numai vibrația să schimbe frecvența. Nu știu, am așa. Deci, spiritul materie. Da. Asta e foarte bine. Așa. Da. Deci asta am vrut să spun. Asta este forța, asta este puterea artei. Ați venit aici, bineînțeles, ca să aveți bucuria artei și veți avea peste această bucurie.